Zodia controlelor se extinde și la modul de etichetare, prezentare, publicitate și comercializarea a vinului și băuturilor alcoolice, altele decât berea și vinul. De partea legii sunt implicați Serviciul de Investigare al Criminalității Economice și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Pe scurt, statul vrea să se asigure că sunt respectate prevederile legale, conformitatea, modul de etichetare, prezentarea, publicitatea și comercializarea vinului și a băuturilor alcoolice fermentate. Pe larg, acțiunea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor are ca scop verificarea calității produselor comercializate, starea ambalajelor, integritate, etanșietate, încadrarea în volumul net declarat de producător, încadrarea în parametrii de calitate, cât și depistarea cazurilor de falsificare în cazul vinurilor, conform prevederilor legii viei și vinului, în sistemul Organizării Comune a Pieței Vinii Viticole, numărul 164 per 2015, etichetarea vinurilor și a băuturilor alcoolice fermentate, existența eventualelor produse contrafăcute. Pentru verificarea încadrării în parametrii de calitate se vor preleva eșantioane care vor fi analizate în laboratoarele acreditate. Totodată, inspectorii ANPC vor mai verifica și condițiile la depozitare și comercializare, modul de indicare a prețurilor, precum și o serie de aspecte de legalitate, existența Registrului Unic de Control, existența documentelor de proveniență, comercializarea în locuri autorizate, afișarea la loc vizibil a plachetei cu telefonul consumatorilor. 021-95 青春。